În conferința de presă de ieri, edilul Giurgiuvean a declarat că pe un program derulat de Ministerul Sănătății, Consiliul Județean va deschide un centru pentru persoane vârstnice la Singureni, la fosta unitate medicală de boli infecțioase, mutată acum la Spitalul Județean de Urgență. Avem o înțelegere cu Ministerul Sănătății, noi să asigurăm iarăși partea de investiții și dumneavoastră partea de salarizare a personalului. Acest cămin, dacă nu intervine iarăși, cine știe ce surpriză neplăcută, văd că ne tot răsfață Ministerul Sănătății cu asemenea măsuri, va trebui deschis undeva în aprilie. Dumitru Beianu a specificat faptul că la centrul de la Singureni vor putea ajunge bătrânii cu pensie, urmând să fie stabilit și un plafon în baza căruia să fie făcute înscrierile pentru cazarea ulterioară. Pe de altă parte, președintele Consiliului Județean a anunțat ieri că pe programul operațional, pe axa destinată infrastructurii asistenței sociale, instituția pe care o conduce are 4 proiecte, ce presupun deschiderea unor alte centre pentru persoanele vârstnice. Și la Hotar le vom deschide un asemenea centru și s-au depus ofertele pentru execuție. Vor începe categoric lucrările în primăvară, dar vom construi un alt centru pentru persoane vârstnice, tot pe bani europeni și la Mogoșești, în proximitatea centrului medico-social. În plus, a mai declarat Beianu, tot în baza unui proiect al Consiliului Județean, căminul de bătrân de la Mironești va fi reabilitat, dar se dorește și înființarea unui alt centru la Oncești, care cel mai probabil va fi destinat vârstnicilor care suferă de Alzheimer. Pe acest domeniu, măcar, proiectele noastre sunt foarte ambițioase. Am avut norocul să avem bani europeni pe care mai repede decât alte județe i-am putut câștiga prin proiectele depuse. E doar o chestiune de timp, până la sfârșitul anului, probabil, când vom putea să oferim locuri de cazare mult peste nevoile județului Giurgiu și vom accepta chiar să primim din alte județe sau din capitală.